Bună ziua! Care sunt noile lucruri pe care le va aduce regulamentul de punere în aplicare a legii 36/95, republicată? Bună ziua! Ulterior intrării în vigoare acestui regulament, se va stabili un cadru unitar pentru toate birourile notariale, în concordanță cu prevederile noului cod civil, intrat în vigoare în 2011. De asemenea, prevederile lui aliniază regulile notariatului românesc la regulile Uniunii Europene. De asemenea, acest nou regulament stabilește modul de funcționare și organizare al birourilor notariale, respectiv, birourile notariale individuale, precum și cele asociate. Cele asociate se vor constitui în societăți civile profesionale și vor obține o licență de funcționare de la Uniunea Notarilor din România. Care este motivația apariției actului notarial unic? Prin analogie cu instanțele de judecată, birourile notariale vor emite actele notariale într-un singur exemplar, care va fi în arhiva noastră, părților, eliberându-se doar duplicate și copii legalizate în momentul solicitării acestora. Motivația apariției acestui act notarial unic a fost, părerea mea, securizarea semnăturilor părților și totodată circuitului bunurilor imobiliare din România, deocamdată. Cum vor afecta aceste modificări procesul de vânzare-cumpărare de locuințe? Prevederile noului regulament au ca scop securizarea tranzacțiilor și circuitului civil, precum și protejarea cumpărătorului. Prin introducerea acestui regulament vom avea obligația existentă și până acum, dar acum va fi în aceeași zi, de verificare a procurilor de vânzare, a actelor de proprietate între birourile notariale, ceea ce va exclude existența, sperăm, a falsurilor și a diverselor probleme care pot interveni. Iar ca noutate față de vechiul regulament, notarul public poate solicita atât extrasele de carte funciară pentru autentificare sau informare după caz, precum și certificatele fiscale, care erau o sarcină a vânzătorilor până acum.